Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, sunt mașini pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele, pentru toți pasionații de mașini, indiferent că vorbim de cei care preferă mașinile cu motoare cu ardere internă, că vorbim de cei care preferă mașinile hybrid plug-in, hybrid full sau full electric. Sunt expuse în total peste 250 de mașini, vorbim de peste 40 de branduri, ceea ce înseamnă 70-80% din piața auto. Cei care vor trece pragul salonului vor avea parte de numeroase lansări de modele, dar și premiere naționale. Există și o zonă specială dedicată supercarurilor. Acolo sunt peste 20 de modele expuse. Vorbim de mașini de sute de cai putere și milioane de euro. De asemenea, cei care vor veni aici vor avea și o surpriză, în sensul în care vedeta salonului este un monopost de Formula 1, mai exact un model Ferrari. De asemenea, în exteriorul salonului este expus și noul tramvai Imperio, cel care de luna viitoare va circula în capitală. Vor fi 100 de modele. Câteva date legate de numărul de autoturisme noi înmatriculate în primele 9 luni în 2022. Vorbim despre o cifră mai mare cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, un interes enorm în ultimele luni pentru autoturismele verzi. S-a triplat cererea în cazul celor hybrid plug-in și în cazul celor full electric. De asemenea, trebuie să mai știți că în momentul în care veți achiziționa o mașină, va trebui să așteptați câteva luni bune până la primirea ei, în unele cazuri cel puțin 6 luni, în alte cazuri chiar și un an de zile.